Până vine pizza, vă prezint filmul Comanda. Era o zi ca oricare alta. Păsările ciripeau, copiii se jucau, iar Cosmin se uita liniștit la un videoclip. Poftim? Cosmin? Cosmin, ce faci? Cum ziceam. Iar Cosmin se uita liniștit la un Serios? Iar? Iar Cosmin se juca... Roblox? Când deodată, stomacul lui începe să scoată niște sunete îngrozitoare. Camera începe să se cutremure. Cosmin speria de parcă venea măsa de la ședință. Lui Cosmin îi era foame. Așa că Cosmin a luat hotărârea să intre pe Food Panda. Ochii sclipeau, erau atât de multe restaurante de unde să aleagă și nu știa ce să facă. Așa că și-a zis: cred că știu ce fac. Așa că a sortat toate restaurantele după numărul de stele. Din păcate era cam prost, așa că a crezut că stelele sunt vreo boală și cu cât restaurantul are mai puține, cu atât e mai bun. Plus că nu știa să citească. Așa că s-a dus efectiv pe cel mai prost restaurant. Cu clienți care se plângeau de orele uriașe de așteptare și de mâncare rece care uneori nu mai ajungea, dar Cosmin de unde să știe? Ia uite, mama asta a zis că mâncarea e foarte bună aici. Așa că a comandat. Poate că dacă n-aș mai fi comandat de la Pizza Hut, nu s-ar mai fi întâmplat asta.